Salut tuturor și bine v-am regăsit pe canalul meu de YouTube! Sunt foarte excited să vă revăd din nou ca de fiecare dată! Ce este clar pentru mine? Pe mine mă uimește faptul că voi mă iubiți atât de mult. În toate lucrurile minunate care mi se întâmplă și care vin din partea voastră, pur și simplu mă copleșesc și de aceea poate că de fiecare dată când încep câte un clip, vă dulce doresc, pentru că sunteți foarte dragi și asta, sincer, asta îmi vine să spun. Trebuie să vă zic este că astăzi am ocazia să încerc și să gust dulciuri tocmai din Grecia. Pentru mine Grecia este țara unde m-aș muta, Grecia sau Spania, așa, însă am fost acolo o singură dată și vreau să zic că am rămas îndrăgostită de lucrurile pe care le-am văzut. Cred că Grecia este o țară de suflet și acum am și șansa să încerc dulciuri din Grecia pe care nu am avut șansa să le încerc cât timp am fost în vacanță și asta datorită Cristinei, care s-a gândit să-mi trimită un pachet. Cristina este o persoană, nu știu, care mi-a intrat deja la sine fără să o cunosc, pur și simplu s-a gândit să-mi trimită un pachetoi, nici măcar nu pot să-l ridic în brațe de mare celea. Este mare și greu! Oh my god! Să-i mulțumesc și soțului ei, Dimitris. Hi Dimitris and thank you so much for the parcel and for the sweets. I am very grateful and I don't even know what to say. I can only say a big thank you. And if I have the opportunity to meet you both, I'll be really happy to give you a massive hug. Am stat acolo de ceva vreme și m-am tot uitat, m-am tot învârtit. Nu știam să ne încep, dar haideți să vedem. Afară de dulci, am primit un ghiozdănel ce arată așa. Voi știți că eu am boala ghiozdanelor. Să-mi trimită pe acesta care este negru și cu ține. Deci este exact pe gustul meu. Pur și simplu deja mă cunoaște, dar nu știu cum să mă exprim. Sunt atât de fericită încât nu am cuvinte. Ce e asta? Pizeti, cred că este... Arată așa, cred că este un fel de baked rolls. Ce la noi nu e la mine. Un cașcaval roșii și măsline. Ia uite, așa este așa fungă. Deci au gustul la fel ca și baked rolls. Mie îmi plac super mult. Eu cum mănânc din astea, tot timpul mă gândesc la călătoriile de pe avion. Pentru că pe avion, eu când merg undeva, tot timpul îmi cumpăr chestii de genul, îmi plac la nebunie. Bineînțeles, o travă, pentru că îmi place să le rânțe și să beau cola. Mai departe, avem un clic. Un clic, nu știu ce este în acest clic, dar sunt... Iar scap bombe la lacrimogene, pentru că eu mai emoționez foarte tare și pentru mine înseamnă enorm de mult. Oh, este scrisoare lungă! Deja o să încep să plâng. Bun. Deci avem două cutii. Una arată așa, pe aceasta scrie. Acestea se numesc Melo Macarona și sunt făcute doar de Crăciun. Deși avem Crăciunul, eu prețin că mă simt bune. Avem o cutie, cred că acestea sunt alte, arată a zahăr. Acestea se numesc Curabilis și acestea sunt făcute doar de Crăciun. Deci au, sunt în formă de un fel de semilună, dacă vedeți voi. Astea parcă sunt cornulețe. Mamă. Chiar că au gust de Crăciun. Și au și ceva alune pe dinăuntru, au ceva așa. Cred că alune sau ceva. Astea am să le mănânc la ceai. Mamă, astea cred că o să-mi placă și mai mult. Ia uitați ce e aici. Uai, deci astea miros a ginger. Astea miros a turtă dulce. E să zici că este un fel de turtă dulce spre prăjitură. Este foarte, foarte bună. Și are gust și un pic așa de portocale, a ginger, deci
vreau să dau înapoi timpul și să le mănânc de Crăciun. Pentru că, efectiv, astea au gust de Crăciun. Mamă! Vrei una? Ia, ia. Mamă. Mamă, dar bune sunt. Îți bune, așa-i? Te umplu pe suflet astea. Avem aceste chestii care arată un fel de sărățele. Eu cred că sunt waffles din acelea pe care le mănânci atunci când bei cafea. Am văzut de foarte multe ori aceste chestii la Starbucks și se numesc Delhi's Strufe Waffles, da, cu caramel și cu un fel de sirop. Unele dintre dulciurile mele favorite și la fel mi-aduc aminte de momentele când călătoresc cu trenul, pentru că în stația de tren este o cafenea Starbucks și de fiecare când sunt în ground, acolo rapid, îmi iau un Starbucks, un pumpkin spice latte împreună cu una din acestea. Deci, mă mor, ia! Da, din alea asta. Știți ce scrie pe ele? Duse la muncă. Cafea și ceai toată noaptea. Aici avem ceva, nu e mâncare, este un lip butter cu vanilie și macadamia. Oh, miroase atât de bine. Oh, Matez, ce este astea? Scrie pe ele Crispies, arată așa și aici cred că asta scrie în greacă, nu știu ce citesc greacă. Cred că este ceva pită ce se mănâncă cu ceva roșii. Ceva grecesc, pentru că sunt sigur, pentru că așa se servește la ei. Și cred că asta se mănâncă cu măsline. Asta se mănâncă cu ceva măsline sau ceva de întins pe pâine. Chiar și șuncă, orice, 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 îmi place. Mă cred că o să fie ca un fel de breakfast. Oh, Matez, uite-te la asta ce drăguță ai! Este o cutie pe care scrie Lipton, cred că este ceai. Da, ceai și infuzii cu ierburi. Îmi place super, super mult cutia și cred că aici o să-mi țin de acum încolo ceaiurile, pentru că ceaiurile mele sunt dezastroase, sunt peste tot. Am desfăcut-o și wow! Oh my god! Oh, dacă-ți mirosi! Mentă. Deci avem o grămadă de, uite, măr și scurțișoară. Asta ce este? Russian Earl Grey. Deci mulțumesc din suflet. De acum încolo am unde să îmi pun ceaiurile. Mai avem ceva împachetat, oare ce e aici? Arată ca un fel de cană. Ah, yes! Wow! Oh, no! Ce mesaj drăguț! You are my star. You are my star. Nu să fie ceva cu Grecia, ceva cu steacul lor, dar la mesajul ăsta chiar nu mă așteptam. Oh, asta să fie cana mea și numai a mea și nu ai dat la nimeni altcineva. Oh, încă un lip butter, scrie lip of sun. Ăsta mi-a duce aminte de cel de la Nivea, care arată exact așa, numai că pe el scrie Nivea. Și pe ăsta l-am avut, dar nu mai știu când l-am pus, probabil zace pe într-o geantă. Oh my god, dacă aș ști cum miroase, mire să-l mănânc! Mini pig crackers! Avem de mai multe feluri, sour cream și onion, deci ăsta e cu smântână și ceapă, ăsta e cu barbecue, mai avem încă unul, ăsta e cu pizza. Pizza și Îmi plac, super tare. Niște biscuiți, cred, zic eu. Choco Orange, da. Cred că așa sunt un fel de Jaffa Cakes, cum sunt aici în Marea Britanie.
Așa arată. Uai, cât de moi! Deci e incredibil! Crăciun! Dar ești portocale și ciocolată. Crăciun. Ce am observat este că dulciurile din Grecia se înseamnă foarte, foarte tare cu dulciurile din Marea Britanie. Deși noi și noi avem din Estia, numai că aici sunt deja jaffa cakes. Dar sunt absolut superbi. Ai vrea să vă transmit și vouă multe dintre flavors-urile astea de aici, să vedeți cum sunt. Foarte, foarte bune. Ia, hai să vedem. Ce ciocolată avem aici? Ciocolata asta îmi aduce aminte de ciocolata aia cu rom de la noi din România. Așa e de frum. E ciocolată cu lapte și cacao. Mai departe avem și ceva ce este nemâncabil. Nu știu, cred că este un fel de eșarfă foarte, foarte drăguță. Cred că asta se poartă pe cap. Da, este un fel de batic. Nu, asta se poartă pe cap. Dar dacă vedeți vă cât este de silky. Absolut superbă, superbă, superbă. Ok, mai departe avem mamă. Biscuit, cred că sunt sigură că știam biscuit. Biscuit cu cremă de căpșune. Tot în aceeași gamă avem biscuit cu cremă de banane. Biscuit cu cremă de portocale, cremă de lămâie. Acum, am 4 pachete. Nu vreau să le desfac pe toate 4 pentru că dacă le desfac sunt moaie. Biscuiții știți și voi că sunt moaie dacă îi desfac și nu mai acolo desfăcuți. Așa că știu că clișez, însă îmi pare foarte, foarte rău. Nu vreau să, să profit și să îmi fac joc de mâncare. Urăsc să îmi fac joc de mâncare. Așa că, dintre toate astea, am să-l încerc pe cel cu gust, pe cei cu gust de banane. Pentru că niciodată n-am mâncat biscuit cu gust de banane. Pentru mine este prima oară. Cu căpșunii în astea am mai mâncat. Probabil că au gustul diferit. Și am să încerc, abia aștept să încerc, însă nu vreau să îl iau și să-i lasă să nu aie. După bineînțeles, o să mănânc astăzi 4 pachete de biscuit. Oh my god, ce bine miros! Crema din ei este absolut genială. Crazy Dips! Popping Candy Lollipop. Știu ce e asta, știu ce e asta. Este Popping Candy, adică este bombonele din alea micuțe ce le pui pe limba și încep a pogni. Să facă de o formă de picior. Nu știu că auziți. Simt că îmi pognesc până în creier. Hello! Crackers de la Elite. Ăștia cred că uis cu brânză. Apoi ăștia cred că uis cu mac și cu cașcaval. Și mai avem încă o chestie. Ăștia cred că uis cu roșii. Mi-e trimis o grămadă de crackers, adică am fost la punct cu snack-urile pentru film. Hai să încerc! M-a lovit un miros de brânză. Uai, deci pui de brânză de oaie ăsta. Oh my god, ia. Ești foarte bun și proaspeți și îmi plac. La nebunie. Mie îmi plac genul ăsta de snacks-uri. Mai departe mai avem o ciocolată. Asta este, cred că... este foarte ciudată. Lacta Triple. Cred că fiecare bulet de ciocolată este diferit. Pur și simplu mi se topește în gură. Cred că este un fel de cafea. Ce?
ăsta e mesajul de când era copilă. Care dintre voi mai mergea la alimentare și mânca din ăștia? Că eu tot timpul s-am la școală, deci pur și simplu ăștia mi-a duc aminte de când eram fetiță și mai puneam mai tot câte o pungă de ceva să mă lăsat la școală. Cred că la noi în România le se zic croco. Școala generală scrie pe ei. Casele 1-4. Choco sticks, strawberry și yogurt. Ah, ceva asemănător am primit și de la Gianina. Când am încercat dulciuri din Italia, doar că cele pe care le-am primit de la ea erau doar ciocolată. Astea cred că îs cu căpșuni și iaurt. M-a lovit un miros așa de... să mă dor la țuică. Băi, deci cu toate lucrurile care mi-a trimis pot să țin un party. Deci voi nu vă imaginați câtă ciocolată mi-a trimis Cristina. Nu vă imaginați. Astea toate cred că îs ciocolate. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Deci astea toate 6. Toate 6 îs diferite. Care mai de care? Astea nu știu cu ce e. Nu știu pe care să o încep pentru că nu... Nu vreau să le încep pe toate pentru că mi-e frică. Știu că nu o să le mănânc astăzi pe toate. Asta are ceva flori pe ea. Astea pare foarte speciale. Are și ciocolată cu cremă de flori. Este ciocolată, am impresia că este cu orez. Da. Da. Sau cu alune. Ciocolată cu alune. Ciocolată cu cremă de flori. Apoi mai avem o ciocolată crunchy. Asta este de la Nestle și cred că este ciocolată albă. Dar nu le desfac pe toate pentru că nu vreau să le desfac și să le las acolo desfăcută pentru că prind aia și prind așa un gust mai clar. Asta e, cred că este iarăși o ciocolată tot ion, ca cea dinainte. Și asta este cu ceva cremă, cu iaurt, cu ceva cremă de vișine. Așa. Apoi, asta este cu brownies. Wow, ciocolată cu brownies. Abia aștept să mănânc. Apoi, tot la Nestle mai avem o ciocolată cu așa, cu multe alune în ea. Asta este o ciocolată foarte diferită. Nici scrie pe ea un greacă. Habar n-am ce să mănâncă, dar arată pe ea o portocală și cred că este ciocolată cu portocale și pe aceasta chiar vreau să încerc. Adică mi-a captat atenția. Mamă, arată a fi o ciocolată de casă. Oh, da, este ciocolată cu portocale. Și cred că portocalele din ea sunt portocale adevărate, pisate. This is one of my favorites. Ghiciți cine a venit, că e super curioasă. Cine a venit aici? Cine a venit să mă salute? Mai multă ciocolată. Ion Break Gold. Asta este o ciocolată cu afine și alune. Și după aia mai avem o ciocolată cu lămâie și portocale. Uită-te la asta, tot de la... cred că a fost asemănătoare cu cealaltă de la Lacta. Lacta Big Time, frate, de asta chiar pe Big Time. Eu zic super de mare. Deci este cu caramel și alune. Cea mai tare combinație, mi-a plăcut și caramelul și alunele. Tina, îți mulțumesc din suflet pentru această experiență minunată. Mă bucur foarte, foarte tare că am reușit să mănânc dulciuri din Grecia, dulciuri pe care eu nu le-am mâncat cât timp am fost acolo. Și cel mai mult mi-au plăcut ciocolățelele alea de Crăciun, prăjitumelele și mi-au plăcut toate. Mi-au plăcut toate, efectiv. Mă bucur foarte, foarte tare și îți mulțumesc din suflet pentru această experiență și vă mulțumesc și vouă celor care mă urmăriți. Sper că v-a plăcut acest clip. Dacă aveți întrebări, nu uitați să-mi trimiteți un mesaj sau un comentariu la acest video, acolo în barea de comentarii. Nu uitați să mă urmăriți și pe Instagram și pe Facebook. Eu v-am pupat, aveți grijă de voi și ne vedem în curând! Mua! Pa, pa!